bună seara! Înapoi la argument, în această seară, îl are ca invitat pe Nicolae Manolescu, care după masivul op al istoriei critice a ultimilor 500 de ani din literatura română, ne-a dăruit memoriile a peste 50 de ani din viața lui. Este vorba de cartea Viață și cărți, amintirile unui cititor de cursă lungă, apărută la Paralela 45, unde a apărut și istoria critică. Nicolae, te îmbrățișez și vreau să intrăm direct în materia îndrăgostită a acestor memorii. Și spun îndrăgostită pentru că vreau să evoci în primul rând pe părinții tăi. Felul în care este pentru prima oară în carte evocată la pagina 21 arestarea părinților. A nu fi obligat la nimic altceva și a putea citi tot timpul era cea mai dulce dintre libertăți. Vorbești de lectură, de nu știu ce. Câțiva ani mai târziu, după arestarea părinților mei, fratele meu și cu mine ne-am mutat la Râmnicu Vâlcea, la bunicii dinspre partea mamei. La Râmnic mă născusem și curge. Pe mine m-a înghețat. Da, arestarea părinților până la urmă ajunge să facă parte din viața noastră. Și revii la paginile 75 și 106 cu relatările propriu-zise ale arestărilor. Într-o zi am făcut o descoperire extraordinară. Relatasem într-un caiet o anumită întâmplare care, după socotința bunicilor mei, trebuia să rămână secretă. Când am povestit într-o temă, într-una din cărțile tale, întâmplarea, n-am spus și despre ce era vorba. O spun acum, despre arestarea mamei mele. Cum a fost, Nicolae? La arestarea mamei am fost martor, la tatălui nu. Eram în vacanță la Râmnicu Vâlcea în august 1952, când spre sfârșitul lunii, spre mijlocul lunii, mama a venit să ne ia la Sibiu, să ne mergem la școală. Și am întâmpinat-o la gară, era foarte veselă, femeie tânără la data aia, avea vreo 40 ceva de ani, 44 de ani, acum are 101. Mulți înainte. Da, deci închisoarea i-a prit, cum se vede. Și a fost o mare bucurie, bunicii mei, care mi se păreau niște oameni îngrozitori de bătrâni și acum descoper că bunica mea era cu vreo 10 ani mai tânără decât sunt eu astăzi și bunica mea avea vârsta mea de acum. A fost o seară foarte plăcută, ne-am culcat, eram toți într-o singură cameră, pentru că toate celelalte erau cu chiriași. În casa unde m-am născut și eu și mama. Băgați de acolo, da, cu sila de regim? Nu, era camera, fost un dormitor, dar rămăsese una singură din vreo 6-7. Restul erau chiriași. Și pe la 4 dimineața s-au auzit niște bătăi prin toate ușile, casa avea mai multe intrări, și au năvălit 3 indivizi care au somat-o pe mama să-i urmeze. Au identificat-o, i-au cerut buletinul, veniți după noi. Bunica mea a sărit în pat să se îmbrace, maica mea a umblat ca o găină beată prin casă de spaimă, cum emoțiile treceau prin stomac la toată familia dinspre partea mamei, simțea nevoia să ducă undeva, numai că closetul era în curte, într-o baracă de scânduri, restul celor care erau în casă erau ale chiriașilor, prin care se vedea de afară, erau transparente, drept care mama s-a întors spre cum s-a dus. Pentru că securistul a urmărit-o. S-a dus securistul după ea, s-a întors. Între timp, securiștii i-a rugat să întoarcă cu fața la perete, să se poată îmbrăca. S-a îmbrăcat Dumnezeu știe cum și a plecat. Bunica mea s-a îmbrăcat și el fulgerător, nu-mi dau seama, în 10 secunde era îmbrăcat și a plecat după ea. Și s-a întors să ne spună, zice, nu, n-au dus-o departe, au intrat aici. Chiar pe strada noastră, vis-a-vis de episcopie, era intrarea din spatea securității. Și nu, n-am mai văzut-o 3 ani de după acest eveniment. Pentru că fusese, ca și tata, membră a Partidului Național Liberal, Aripa Tătărescu, culmea, care făcea parte din blocul național democrat, din BND, în 46 la alegeri. Frontul Național Democrat, fără neam și Dumnezeu. Nu, blocul BPD-ul, blocul Partidelor Democratice, unde erau și comuniștii, toți erau acolo. Și Tătărescu, care de fapt era un trădător, nu, al liberalilor. Da, intrase la ramura colaboraționistă a liberalilor. Ai mei n-au făcut politică niciodată. Eu râdeam mai târziu de ei și le spuneam, voi ați observat că s-a schimbat regimul politic când ați fost arestați în 52. N-ați știut până atunci nimic. Doar că un vârf
primar al tatălui meu, cu care tata a făcuse manuale în timpul, înainte de război, manuale abecedare, manuale de... Așa, a zis, haide, veniți aici doar, nu să vă duceți la comuniști. Și s-au dus. Și pentru asta, fiind șefă, a stat 3 ani în loc de 2 ani jumate, cum a stat tata. A fost o detenție administrativă, fără da, condamnare. Fără condamnare, certificatul prin care l-au primit la eliberare, pe al tatălui meu, care l-am predat la cadre ani de zile în copie, scrie așa, numitul cu tare, vârstă, semne particulare, n-are, Barbarade, nu știu ce, a fost judecat de linie, condamnat la linie, deținut linie, drept care îi se eliberează prezenta spre a-i servi la eliberare. Deci a fost eliberat de undeva de unde n-a fost, în urma unei judecăți care n-a existat și a unei condamnări de asemenea inexistente. Râdem noi, dar e fioros. Da, cam așa se întâmpla. Și acest urmuzian certificat l-am dus an de an la cadre, la universitate, că eu numai acolo am avut cartea de muncă, și era tot timpul depus deasupra, mereu mi se cerea, și tot timpul depus deasupra celorlalte acte. Și în 1990 am fost rector interimar timp de 3 luni, 2 luni jumătate, și primul drum pe care l-am făcut a fost la cadre cu personajul care conducea cadrele și înainte, și am spus vreau să văd și eu documentele. Și m-a dus, mi-a deschis dosarul și mi-am văzut deasupra certificatul cu pricina. Și am trebuit să zic, dar altceva, voi n-aveți aici decât alții. Zice, nu, restul nu le ținem noi, restul sunt în altă parte. Cum ai privit atunci aceste arestări? M-am întrebat de multe ori. Sigur, noaptea aia a fost un șoc, evident. Pe de altă parte, eram totuși prea copil. N-aveam încă 13 ani. Împlineam 13 ani peste câteva luni. Dar conștient am fost de toată povestea, pentru că ce am făcut după aceea, deci am rămas 3 ani la Râmnicu Vâlcea, în custodia bunicilor, a trebuit să lichidăm tot ce aveam la Sibiu, nu mai știu, mobilele, cărțile, pe unde au fost duse, am uitat. Și am rămas 3 ani în custodia bunicilor. Bunicul fusese avocat, era acum pensionar, avea 400 de lei pe lună, deci 1953. Bunica n-avea nicio pensie, nimic. Pe lângă noi mai trăia o sora bunicii mele, care era nevasta unui un alt magistrat de dinainte de război și deci n-avea pensie. Normal. Și pe lângă ea mai trăia și o doamnă, basarabeancă, fugită în țară, în vreme ce fiică s-a fugit în partea opusă, în Siberia. Fugise sau fusese da, deportată? Fusese deportată. Și ea reușise să fugă în țară și mai trăia și ea. Deci eram 5 persoane care trăiam din 400 de lei bunicului meu. Îngrozitor. Și din chiriile pe care le încasa sora bunicii mele din fosta ei casă, plină de chiriași, care se ridicau la sume imense de 2-3 lei pe lună de cameră, deci colosal. Și cu toate astea, ea era cea care îmi făcea toate plăcerile și îmi cumpăra caiete în care îmi scriam poezii și un atlas ca să fac niște călătorii a la Jules Verne pe oceanele lumii. De unde scotea ea 40 de lei pentru un atlas, nu știu, în chirii de 2-3 lei pe cameră. Da, mă rog, asta era... Da, una peste alta, văzând totuși că toți erau prăpădiți, amărâți, nu înțelegeau absolut nimic, bunica mea plângea și spunea cum să stea ei doi, adică, mă rog, fata și ginerele ei, pe care îl iubea foarte mult, cum să stea ei la pușcărie cu toți hoții. Și eu, la 13-14 ani, îmi dădeam cu părerea și spuneam, bunico, nici vorbă, nu stau, ei sunt deținuți politici. Ce e aia, frate, dragă, deținut politic? Păi, deținut politic e unul care n-a furat și e condamnat pentru opiniile lui, ziceam eu, care eram atot știutor. Și bunica mea începea să plângă și striga pe bunica meu, pe care îl chema ca pe mine, Nicule, Nicule, vină încoace, băiatul ăsta e bolnav, trebuie să-l ducem la doctor. Auzi ce susține. Firește că eu mă enervam, acum nu eram dispus să apăr regimul, cu atât mai puțin arestările, dar mi se părea inadmisibil să nu înțelegi că există deținuți politici. Nicolae, exista vreun nivel într-o familie ca a ta? Exista vreun nivel de conștiință politică, dacă îmi este permis acest termen? În a mea nu, în a mea nu. Nu știu pe nimeni care să fi făcut politică înainte, vorbesc, iar după... Dar nu să facă politică, Nicolae, ci să se raporteze în chip politic deloc, la realitate. Deloc. Nu. Așa ceva nu exista.
Asta nu exista. Eu personal am început să mă raportez politic numai după ce au fost arestați părinții, am fost exmatriculat din facultate și am stat un an în șomaj la sfârșitul facultății pentru că nu reușeam să intru asistent și nu voiam să mă duc la țară. Atunci am început să gândesc politic. Până atunci habar n-aveam. Te voci în carte, totuși, succesul formidabil al selecției de idei pe care regimul comunist a făcut-o. Și anume, spui că după 90 i-am citit pe marii liberali. Până atunci, nu-mi dăduse în gând să o fac. Nu, nici n-auzisem. Confirm acest lucru, da. Nici mediul meu de tineri. N-auzisem nici de Popper, nici de Hayek, nici de niciunul. Nu ne venea în minte că ei sunt interesant de citit ca să ca o părere alternativă, să spunem, la... Pentru că nu aveam conștiință politică, asta este uluitor. N-am știut niciodată. Dar interesant cu bunica mea este că ceea ce spunea ea atunci era absolut normal, dar mie mi se părea că ea ignoră realitatea, într-un fel o ignora. Și mai târziu, prin anii 70, mi-a căzut în mână primul volum al Nadejdei Mandelstam, în franceză, Contre tout espoir, împotriva oricărei speranțe, care a apărut acum și la noi în traducere. Care e o capodoperă. Care e o capodoperă și în care Nadejda vorbea cu o mare libertate despre tot ce se întâmpla, despre arestarea lui Osip Mandelstam, despre toate nenorocirile, cu aerul că totul nu este decât o ticăloșie și o paranteză într-o istorie care, la urma urmelor, își va reveni la cursul normal cândva. Când am citit în 70 și ceva cartea, nu înțelegeam ce mă frapează acolo și mi-am dat seama brusc că era modul de a gândi al bunicii mele. Și m-am uitat de curiozitate și am constatat că Nadejda și cu bunica mea se născuseră în același an, în aceeași lună și în aceeași zi. Doar că Nadejda trăise mai puțin în libertate până în 1918 și bunica mea apucase totuși până în 40 și ceva. Extraordinar. Da. Vreau să venim puțin la lecturi. Spui, citind Insula Misterioasă a lui Jules Verne, toate lecturile anterioare s-au șters de pe ecranul memoriei mele. A fost o revelație. Mi se mai întâmplă. Spune de ce. În primul rând că, sigur că am fascinat de partea de aventură de acolo. Mai târziu mi-am dat seama că îmi plăcea foarte tare energia acelor oameni care construiau de la zero planeta noastră. Reinventau totul, de la ceas la foc, de la foc la ceas și de la... Și mi-am dat seama că acolo era, de fapt, felul în care, evocat felul în care se născuse lumea modernă, deci lumea burgheză, capitalistă, felul în care se născuse. Și ale cărei valori, comunismul în care trăiam atunci, părea că le împărtășește. Ceea ce era, de fapt, un fals, pentru că comunismul se prefăcea că merge pe aceleași valori pozitive, libertate, egalitate, dreptate, onestitate, deontologie, cum am spune noi astăzi, și în fond le nega permanent, zi de zi, ceas de ceas și în proporție de masă, cum spune Vladimir Ilich Lenin, dacă îți mai amintești cine este. E cum? Da, cred. De și, neuitat. Și ne vom aminti din ce în ce mai mult, pentru că... A ști la ce se refera vorba asta lui? Proprietatea privată reface zi de zi, ceas de ceas și în proporție de masă capitalismul. Ăsta fiind argumentul pentru stârpirea ei totală. Exact. Și a venit Roșu și Negru. Nu mai citisem nimic asemănător. Adorația pentru Turghenie v-a pălit. De ce Roșu și Negru a fost așa? Nu știu. E o carte care și acum... Bine, eu cred și acum că cel mai mare romancier francez nu e Balzac, nu e Zola, e Stendhal. Cred. E un autor care pe mine m-a din momentul în care când l-am citit... Când spui romancier, te referi la arta romanului nu la scriitor? Nu mă refer la romancier. Nu mă refer la poet sau la... Nu, adică personaje, compoziție, evident, lume. Lume. Mai bun decât Balzac. Eu zic că da. Acum am recitit Balzac în mare parte, fiindcă există și în Franța, ca și aici, serii din astea de opere publicate de jurnale. La o săptămână, la Le Monde, a apărut, de exemplu, tot Balzacul. Toată Comedia Umană, în 24 de volume, plus încă două Le Conte Drolatic. Și deci am luat Balzacul și l-am citit la un cap la altul, așa frumos de tot. Cât îți ia? Mi-a luat câteva luni.
Aventura. Da. După care am revenit la Stendhal și am recitit aproape tot. Și am rămas uluit. Îmi place mai mult Stendhal. S-a învechit mai puțin. Dar Balzac este uniform. Stendhal, e uniform, e un pic naiv. Lucien Levin este într-un fel. Sigur. La Chartreuse este într-un fel. Da, roșu și negru de un fel. E mai modern, e mai... Bun, Balzac are pagini tot mai obosite, alea de sociologie, în care explică el cum era cu bancherii și cum știe. Nu pot, că citesc despre bancherii de atunci și sau despre baronul de Nucingen și mi-aduc aminte de bancherii de astăzi și nu vreau să fac comparații. Tocmai citeam asta când se întâmpla nenorocirea pe Wall Street cu bancherii. Și nu, mă gândeam un Balzac acum să-i încondeze puțin, nu s-ar găsi ce-ar fi. Da, dar Lucien Levin tot în zona restaurației. Lucien Levin este splendid, este o carte absolut extraordinară. Iar Le Rouge et Le Noir este o minune. Da. O minune. Spui la pagina 147 un lucru care m-a frapat. Din plicii în care îmi scapă, sunt destui scriitori pe care nu doar că nu i-am citit integral, dar pe care i-am citit foarte târziu sau chiar deloc. Modul în care... La un cititor profesionist, cum ești tu. Dar nu eram la data aia. Nu erai, dar suntem preformați în tot ce facem. E adevărat. Dar felul în care primim golurile culturii, mai degrabă decât plinurile ei, da. Asta mă frapează. Da, și e interesant. Explicația cred că e foarte simplă. Eu nu mi-amintesc de biblioteca părinților mei, ceea ce înseamnă de până la 12 ani. Mi-aduc aminte pe a mea, am povestit, mi-am făcut-o singur. La bunici, bunicii mei aveau cărți în casă, nu foarte multe. În schimb, sora bunică mea, care nu avusese copii și unde nu se distrusese nimic, bunica mea a avut 5, din care au 3-4, avea o bibliotecă extraordinară și ea și bunica mea făcuseră pensionul german. Deci amândouă învățaseră la 18-20 de ani germană și n-a uitat niciodată. Și avea bibliotecă germană, în mare măsură, franțuzească pe jumătatea cealaltă. Și foarte puține cărți românești. N-aveau cărți românești. Acolo mi-am început eu viața de cititor, la 12 ani. Și am citit toate cărțile nemțești, eu am făcut germană în liceu. Toate cărțile nemțești, toate cărțile franțuzești ale bunică-mi, care erau de la cărți foarte serioase ca Benjamin Constant sau Madame de Stael, până la Cronin și alte romane din astea englezești, traduse în franceză, pentru că nimeni nu citea englezește în casă. După care, terminând biblioteca asta în câteva luni de zile, m-am dus la biblioteca municipală, care era, bineînțeles, în clădirea fostului tribunal, unde zeița cu flacăra fusese, cu balanța fusese înlocuită de una cu flacăra, adică îi luaseră balanța și îi puseseră o flacără. Dar nu știu dacă au revenit acum la Râmnicu Vâlcea. Am găsit acolo o mulțime de cărți interesante cu ex libris ale familiei Puțuranu, cea mai bogată familie în Râmnicu Vâlcea, după Simieni, care aveau moșie, prieten cu maică, mai cunoșteam și eu, confiscate cărțile și aduse acolo. Românești, franțuzești, germane și nu mai știu dacă mai erau și în alte limbi. Și acolo m-am apucat să citesc. Prin urmare, lecturile mele au fost în mare măsură determinate de rezerva de cărți, de stocul, de cum să spun eu, de depozitul de cărți pe care l-am avut la îndemână. Abia ulterior am plecat la facultate și veneam în vacanțe la Sibiu și mă duceam la biblioteca Astra. Lucru pe care vis-a-vis de mine, da. L-ai descris aici. Și acolo am început să citesc o mulțime de alte lucruri și să-mi umplu golurile. Dar până atunci nu găsisem cărțile, la noi nu se traducea la data aia. Iar în legătură cu traducerile am descoperit o chestie uluitoare. Toți scriitorii traduși în anii 50 și puși pe piața românească apar în cartea unui istoric care se ocupă de toată povestea de la Moscova cu celebrul hotel lux unde erau găzduiți comuniștii și vizitatorii invitații lui Stalin. Vaxberg se cheamă istoricul. Cartea se cheamă Hotel Lux și în care povestește care sunt scriitorii occidentali de stânga sau nu invitați de Stalin și tratați cu toate onorurile. Și am constatat că lista era nume cu nume aceea a autorilor traduși la noi în anii 50, pe care eu îi descopeream în adolescență. De la Zelma Lagerlöf, din păcate, până la toți ăștia foarte bine cunoscuți,
Barbus, Leon Feuchtwanger și toți ăștia care scriu biografiile lui Stalin, niciodată publicate, pentru că de la data scrierii și până la publicare mai dispăreau niște nume de acolo. Relatez o întâmplare cu un volum encomiastic al lui Leon Feuchtwanger, care merită povestită. Da, acum, din păcate, am și de scris... De la tine o știu. Da, acum am scris un editorial pe tema asta. Da. Toată presa franceză e plină acum de cazul Feuchtwanger, care a fost antifascist, bineînțeles, care a avut tot felul de probleme cu naziștii până când a emigrat, dar în care partea a doua nu se mai povestește niciodată, că a fost un mare simpatizant al lui Stalin, s-a dus la Moscova de câteva ori și a fost însărcinat să scrie o biografie. Ceea ce el cu sârg a făcut. A făcut-o și a justificat teroarea din anii 30, ceea ce este absolut îngrozitor. Este scrisă în 37 sau 38? Da, 37-38, da. Și a justificat teroarea 34-38, aia descrisă de Robert Conquest și de alții, în cărțile lor, a justificat-o, numai că, din păcate, biografia a fost foarte repede interzisă și el trecut pe lista neagră a Cominternului. Da, imediat varianta lui a fost tradusă în milioane de exemplare în rusă. Da. Numai că... Nu s-au vândut. Da, pentru că rapiditatea cu care se schimbau numele, pentru că, cum se cheamă, marea epurare continua. Da. Deci nu s-a vândut aproape nimic. Pe el l-au pedepsit, deși n-avea nicio vină, că n-avea el de unde să știe ce se întâmplă. Acum, apropo de asta, am mai evocat de câteva ori o istorie interesantă, o povestire de Kundera în cartea Râsului și a Uitării, care povestește scena din când au preluat puterea comuniștii la Praga, balconul de unde Clement Gottwald, Clementis și toată echipa se adresau populației din piața Venceslav. Februarie, ninja, frig, toți cu capul gol afară de Clementis, viitorul ministru de externe, spânzurat mai apoi, care și-a luat căciula într-un gest de obediență partidnică și i-a pus-o în capul lui Clement Gottwald, liderul partidului. Ulterior, unul câte unul au fost împușcați, lichidați și ultima imagine de tipul ăsta, iconografică a Partidului Comunist, era cu Clement Gottwald pe un zid alb și cu căciula lui Clementis în cap. Deci totdeauna istoria lasă urme. Da. Clementis nu mai era nicăieri. Clementis dispăruse, se spânzurat. Da. Și Clement Gottwald cu căciula lui Clementis. Și toată lumea știa că e căciula lui Clementis. Deci nu poți ascunde chiar totul în istorie. Cei care își închipuie că poți să ascundă până la ultim, nu. Nu poți ascunde, dar cadavrul există. Păi da, undeva într-un șifonier. Da. Cartea ta e compusă din două cărți care nu sunt semnalate, îmi permit o mică critică, printr-un cuprins adecvat. Da, asta editorului, e problema lui. Este vorba de Cititul și scrisul, care este partea întâi și care a mai apărut. Și partea a doua, care este scrisul și cititul. Da. Unde sunt câteva portrete extraordinar de vii, care vor constitui cu siguranță mărturii pentru cei care vor vrea să cunoască epoca. Ivașcu este o figură, pentru mine foarte echivocă, dar care pentru tine a fost un om providențial și aș vrea să-l văd cu ochii tăi. O spun. Uite, chiar astăzi încercam să le explic studenților mei din anul terminal că de câte ori ne referim la o figură de scriitor sau de intelectual, mă rog, și din orice categorie din regimul trecut, avem de fapt o perspectivă ambiguă. Pentru că foarte mulți dintre cei ca Ivașcu, care este născut în 1911, prin urmare când l-am cunoscut eu în anul 4 de facultate, prin 1960, avea 49 de ani și pe urmă când l-am avut director la Contemporanul și la România Literară, a murit în 88, deci la 77 de ani. A parcurs toată epoca, comunism în ilegalitate, cu unul din primele carnete de partid, omului Pătrășcanu, intelectual de stânga, comunist. Cu 4 ani de pușcărie între 49 și 53, a scăpat totuși. A scăpat și de acolo a fost trimis de Gheorghiu deci direct la ONU. Și rechemat și numit directorul Contemporanului în 55. Cu ochii noștri suspicioși de astăzi, e ciudat.
Da, e și nu e ciudat. După câte știu, nu s-a găsit până acum niciun dosar special al lui, nu știu, nu, n-am urmărit. Ce pot să spun este că ambiguitatea vine din faptul că într-o anumită perioadă Ivașcu, ca și alții foarte mulți, Ofse Crohmălnicianu, de pildă, Călinescu, într-o anumită perioadă au făcut lucruri absolut îngrozitoare și compromițătoare. Ivașcu mai puține decât Călinescu, de pildă, nu a scris articolele alea odioase din anii 40 ale lui Călinescu. În perioada următoare, ei au fost mai degrabă pozitivi. Eu am făcut o experiență întâmplător, foarte interesantă. Am invitat la o emisiune pe vremă, când aveam o emisiune de televiziune ca asta de acum, pe Matei Călinescu și pe Adrian Marino, Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi, ca să discutăm puțin, între altele, despre Călinescu. În vreme ce Adrian Marino a spus ceea ce va repeta în cartea lui de memorii care a apărut acum despre Ivașcu, despre Călinescu, purtându-i pică pentru ce a făcut în anii 40, când s-a raliat comunismului imediat, spunându-i, a fost cea mai mare decepție din viața mea, de atunci îl urăsc, nu mai pot să-l suport. Nu? Și Matei Călinescu spunând, și eu fiind de acord că eram în aceeași generație, că felul în care Călinescu scria în Cronicile Optimistului în anii 58-64, atât de liber, de extraordinar, ne-a marcat profund și ne-a făcut să credem că putem și noi să scriem cum, ce ne trece prin cap și cum ne trece prin cap, fără să ne cenzureze nimeni. Deci a fost o instigare la libertate. Și dacă atunci Călinescu n-ar fi scris, noi probabil am fi întârziat câțiva ani până când i-am fi descoperit pe Hayek sau pe Popper să ne dăm seama ce înseamnă de fapt a gândi liberal. Deci iată două generații care se raportează la același om în două feluri opuse. Același lucru e valabil și pentru Ivașcu. Sigur că perspectiva mea asupra lui Ivașcu este profund subiectivă. Îi datorez enorm de mult. Adică faptul că el mi-a spus într-o zi din 1962, luna martie, dumneata e structură de critic literar, lasă literatura, poeziile, vină la revistă, vină la gazetă și scrie, unde am rămas 32 de ani, mare parte de dragul lui, fără să se amestece, lăsându-mă în pace, protejându-mă, până când mi-a zis, ai devenit, ești băiat mare, acum du-te singur și descurcă-te, că eu nu mai pot să te scot din buclucurile în care te bagi. Te-a protejat întotdeauna? Cel puțin primii 7-8-10 ani m-a protejat, nespunându-mi niciodată nimic din obiecțiile care veneau de la cenzură sau din altă parte. Dar îți ținea spatele? Da, probabil, dacă nu se întâmpla nimic, nu intervenea nimeni. Relatezi vizita de la Câmpina în 1963. Da, bun, eram la început de tot, când cu recenzia la Cordovanii. Da, vrei să evoci asta? Da, atunci eu am scris un articol la Cordovanii lui Len Crânjan, o carte care nu mi-a plăcut, dar care era, cum să spun eu, rezervat, nu pot spune că era foarte critic, era greu, eram și foarte la început. A apărut, nu s-a întâmplat nimic, m-am trezit cu Ivașcu la Câmpina, nu venise niciodată, nici nu știu de unde a aflat, unde stau, că nu era genul să intereseze de detalii din astea. Telefon nu mi-a dat, nu m-a prevenit, m-am trezit cu mașina la poartă. Dar era speriat. Era speriat. Nu l-am mai văzut niciodată. De atunci, nici până atunci, nici după aceea, la fel de speriat. Când a venit Ceaușescu la putere, în 65, eram în mașină cu el și mi-a zis: fii cu minte câtva timp până ne lămurim ce vrea băiatul ăsta de la noi. Dar nu era speriat deloc, deși el avusese un spate foarte tare pe vremea lui Dej. Și acum nu mai avea. Și atunci a venit, mă rog, eu m-am dus la Comitetul Central, unde m-a trimis el, la un tip de acolo, mă rog, nu mai contează. Pentru că ai scris o recenzie? Da, pentru că scrisesem o recenzie în care criticam un roman țărănesc, cum să spun, nici nu mai știu exact despre ce era vorba. Da, și mă rog, individul de acolo mi-a spus, mi-a arătat cartea subliniată cu roșu, așa, ce îi place lui acolo, ce poziție sănătoasă are tovarășul în Crânjan, nu știu ce, Dumnezeu știe. Și la un moment dat eu zic, bun, dar am înțeles că numai vreo 20 de pagini sau 30, zic. Erau subliniate. Da, restul zic, ce-a să cu n-ați citit? Și mi-a zis, nu, păi n-am citit restul. Și eu zic, domnule, eu le spun, eu am citit și restul. Zic, le spun studenților mei, zic, să nu vorbească despre cărți pe care nu le-au citit. Bun, a început Ivașcu cu presiunile, drept care am scris o parte a doua, în care n-am retractat judecata de valoare. Nicolae, dar de ce atât era speriat Ivașcu? Nu știu, nu știu. Am spus în carte ceva. Bănuiesc că deja era pe sfârșit. Se știa de fapt că se duce. Suntem în 63. 63. Păi da, a murit în februarie 65 sau așa ceva. În martie. În martie. Da. Deci un an jumate.
Se știa că e bolnav. Cred că odată cu el se ducea o echipă, să nu uităm totuși că cei care au venit erau mult mai tineri. Ceaușescu, născut în 1918, deci era altă generație deja pentru ei. Cred că se ducea, odată cu Dej, se ducea generația comuniștilor care, cât de cât, cu toate cazurile Pătrășcanu, Fori și altele, erau solidari. Pentru că eu am observat până târziu, în anii 70, că Stancu, Macovescu, Ivașcu și ceilalți rămuseseră într-o solidaritate extraordinară. De câte ori se întâmpla câte o chestie, de data asta de culoare național-comunistă, că intrasem în epoca protocronistă, toți erau împreună. De nenumărate ori mă duceam la Ivașcu și îi găseam pe toți să sfătuiau acolo ce să facă. Și acești oameni, am povestit în carte, deveniseră într-un fel aliații obiectivi ai noștri, ai generației noastre, care nu era nici comunistă, nici în ilegalitate, nici înainte, nici după, care visam la Europa, la libertate. Ei erau aliații noștri, nu Lâncrânjan, Paul Angel, Dan Zanfirescu, bine, Vadim Tudor. Păi erau protocroniști, da. Bineînțeles, bineînțeles. Își iubeau patria, noi eram niște trădători. Da, e felul ăla de a-ți iubi patria care da, o distruge. Da, iar Ivașcu, Macovescu și restul erau coloana cincea în ochii lor. Ei, am preferat coloana cincea naționalist, știlor și șovinilor din anii cu pricina. Sigur că și dintre noi erau unii care făceau jocuri, vezi, Mihai Ungheanu, de exemplu. Care a debutat ca cineva foarte bine. A debutat scriind un articol faimos pe vremea aia, Filiera unei disensiuni, unde a explicat cum anume noi, aripa radicală și anticomunistă, ne-am separat de ceilalți și am reușit să învingem în 1965. După care a devenit un protocronist convins și cu tot felul de atașuri în partea asta a spectrului politic pe care nu le-am înțeles niciodată. Bun, el era un naționalist. A publicat după Revoluție o carte de articole în care încerca să-i compromită pe toți cei care scriseseră în anii 50, cum scriseseră, sub cuvânt nu că comunismul a fost producție românească. Nu, era de import. De fapt, sovieticii erau de vină, nu românii. N-au existat ticăloși români. Toți ticăloșii erau sovietici. Da, teza bună, da. Deci n-a existat comunism, a existat sovietizare. Da. Asta era teza. Și asta în 90 și ceva. Bun, asta explică și intrarea lui în Partidul România Mare. Da, evident. Da, solidarități vinovate. Solidarități elective. Da. Ce fel de om era Ivașcu? Era un om, nu se vedea pe el, că este un simplu fiu de țăran din Moldova. Nici pe Stancu nu se vedea asta. Nu, nici pe Stancu. Și el și Stancu aveau ceva din ce povestește Călinescu despre Goga, cu care eu sunt rudă, dar pe care nu l-am nici cunoscut. Pe Goga nu se vedea. Da, tocmai. Deci capitolul lui Călinescu din istorie despre Goga, țăran rasat cu o subțire de boier, era și Stancu și Ivașcu. Era un domn. Era totdeauna foarte elegant, foarte îngrijit. Un om care, ce să spun, avea un cult al higienei corporale. Era extraordinar. I-am văzut un frate care era țăran cu surtuc. Era o diferență la cer la pământ. N-am crezut că e ceva unchi sau care arăta și prost. Extraordinar. Perfect civilizat. Om cultivat? Relativ cultivat. Foarte citit, cu școală foarte bună. Este generație care a învățat când trebuie niște lucruri și pe care nu le-a uitat. Ca bunica mea și cu sora ei care au învățat germană la 18 ani și n-au uitat-o până la 80. Învățau, dacă învățau ceva, nu uitau. Noi nici nu învățăm, mai și uităm ce n-am învățat. Ei nu uitau. Ai o frază în care spui că problema generației noastre este școala proastă și izolarea culturală. Păi da, eu cred că da. Eu cred că da, și asta ne handicapează din multe puncte de vedere, ca și descoperirea târzie a unor lucruri pe care trebuia să le citim la 20 de ani. Nu la 50, la 40, la 30. Pentru mine Ivașcu, Stancu rămân în continuare niște enigme. Subiectiv, și pun accentul pe subiectiv, sunt persoane respingătoare. De Ivașcu am în casă o carte, istoria și anume volumul întâi, da, singurul pe care l-a scris și pe care am folosit-o când și când pentru informație. Nu e cea mai proastă din cărțile lui. Da, pentru informație. Nu e cea mai proastă. E o carte bine documentată. Sigur,
Deci era un om de bibliotecă sau era făcută cu negri? Nu, nu. Informația și fotografiile și toate au fost aduse de alții. Nu. El nu se ducea, nu se mișca din casă. Dar el le monta. El așa făcea și revista, cum își făcea cărțile. El era un extraordinar făcător de gazete. El monta. Scria mai puțin, mai degrabă rău decât bine, dar el monta tot materialul. Deci el era original în montare. Chiar dacă documentele erau aduse de alții, scrise de alții, alții, de fapt, de unul singur. Da, mă rog. Cine? Dan Zanfirescu. Dan Zanfirescu. Așa știu eu, așa cred eu, el nu mi-a spus niciodată, dar așa bănuiesc eu și după ușoara tendință protocronistă dintr-o carte apărută în 69, deci cu 5 ani înainte de articol de prefața lui Papu și cu 7 înainte de cartea lui Papu cu protocronismul. Un veritabil protocronist. Primul. Și în teoria protocronistă. Nu, primul a fost Alexandru Elian într-un articol din Contemporanul, da, mă rog. Da, nu, protocroniști avant la lettre. Dan Zanfirescu și cu Ivașcu. Vrei să revoși puțin pe Zigu Ornea? Zigu Ornea, când s-a prăpădit, ne-a lăsat la România Literară, unde colabora săptămânal de ani de zile, mai multe articole, nu știu, nu în vederea sfârșitului, că probabil nu se gândea nici el, ci pentru că era un om conștiincios și nu lăsa niciodată pe ultima zi să facă niște lucruri. Pe care i-am publicat timp de 3 sau 4 numere, am uitat după moartea lui articole și de fiecare dată eram șocați pentru că ni se părea că el e acolo și ne aduce articole. Da. Era extrem de conștiincios. Lucru pe care l-am remarcat citind revista. Da. Da. După dispariția lui, da, au continuat parcă să era acolo. Da. Da. Dar îți dai seama pe noi care eram acolo. În al doilea rând, era omul cel mai informat din lume. Adică în anumite privințe, în ce privește, spunem, sociologia literară și istoria partidelor din România, orice detaliu, dacă vrei să-l afli, îl stai pe Zigu și-l aflai. Eu, care n-am memoria lucrurilor ăstora, îl sunam, Zigule, cum e, ce discutau în Parlament în 1879, în sesiunea cu tare consacrată. Ce stai, da, ce stai, ce, că nu era 79, era 78. Da. Știa absolut tot, absolut tot în materie de asta. An de zile, esențialul informației mele despre marile curente, voilà, ideologice, despre junimism, acolo sămănătorism, da, poporanism, da, da, despre Constantin Stere, evident, de la ele. Ghera și Maiorescu. Da. Da, Zigu era, avea și candorile lui, după Revoluție imediat a constatat că bustul lui Dobrogeanu Ghera din piațeta dintre Cea Rosetti și Maria Rosetti a dispărut. Da. A aflat că fusese dat jos de acolo într-un elan antisemit. Vorba vine revoluționar, antisemit și anticomunist, că Ghera acum era și una și alta. Păi scriseseră pe el, nu știu dacă exact, știu, nu comcați. Exact. Exact. Și atunci Zicu a început să-l caute și l-a găsit în sfârșit la Cunescu, la Partidul Social Democrat, pe strada Onești, actualmente Demn Dobrescu, și l-a recuperat și s-a bătut ca un leu să fie repusă statuia. Foarte bine. Ce ați avut cu Ghera, făcea, era. Și îi spuneam, Zicule, tu n-ai niciun alt ideal acum, nu, zice, singurul meu ideal pentru moment este să-l repun pe Ghera. Avea dreptate. Perfect. Era o chestiune de principiu. Da, numai că i-am spus în același timp, zic, uite, eu m-am dus acum la biblioteca facultății noastre, care ține de BCU, să caut niște lucruri din Marx, care mă interesau pe mine acum foarte tare. Și am constatat că toate operele lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, au fost scoase din bibliotecă după 1989 imediat și aruncate la gunoi. Ce prostie! Ce... N-am reușit să aflu cine a făcut această chestie. Nici deci... eu nu știu la ce cuvânt te referi, aș fi putut verifica, dar profit de ocazie că suntem împreună. Îți închei evocarea lui Zigu Ornea printr-un pasaj din Flaubert, evocându-l pe tatăl lui. Mă refer la doctorul... Nu, te refer la Setlacek, scuze-mă. La doctorul Setlacek. La Setlacek te refer. Da. Și da, e un pasaj aici. Privirea mai tăioasă decât bisturile lui îți pătrundea direct în inimă și desfidea orice minciună, dincolo de argumente sau pudori. Își ducea astfel viața plin de acea majestate blajină pe care o dă conștiința unui mare talent și cei 40 de ani de experiență laborioasă și ireproșabilă. Spui, am omis în ultima frază un singur cuvânt, foarte potrivit personajului lui Flaubert, dar deloc doctorului Setlacek. Vă las să ghiciți care era acest cuvânt. Am uitat. Cum am făcut am eu uitat. Confuzia. Am să mă uit în Flaubert.
Credeam că se termină, da. Că era dedicat lui acurateței și acribiei lui Zigu Orna. Nu, asta era Pietru Setace, care era prietenul nostru și care a făcut cu Zigu după Revoluție un partid din două persoane, președinte alternativ o zi unul, o zi altul. Și când a murit Zigu, Setace mi-a spus să dizolvă partidul, că un partid unic există, dar un partid cu un singur membru nu. Și acum au murit amândoi. Spui cu mâhnire că acest om extraordinar care a fost chirurgul Setracek și care a fost exemplar moralmente, exemplar profesional, cât de puțin s-a vorbit despre el când a murit și cât de puțin s-a vorbit de... Păi da, acum trebuie să avem grijă să nu murim, pentru că cel puțin în momentul ăsta, și încă asta nu ține de criză, ține de ceva mai multă vreme, nu avem nicio șansă. Decât dacă ne apucăm acum să cântăm ceva pe la televiziune, niște manele, sau să, dacă vrei să ne băgăm în sport, ce mai putem să facem acum la vârsta noastră? Altfel nu avem nicio șansă, s-a isprăvit. A, în politică, da, în politică, da. În politică, să ne ducem cu, da, da. Nu dau nume, că... Da, da, în politicieni, da, ca politicieni avem o șansă să se scrie despre noi când murim. Da, deci despre Zigu s-a scris? Nu s-a scris. Nu. Ce tristețe, ce om extraordinar. Da, decenii de-a rândul a fost singurul istoric al ideilor, da, din România. Da, e adevărat. Ce ți-ar fi folosit la idei în dialog, de exemplu? Da. Ce om extraordinar, cât s-a putut, cât am învățat de la el. Ce om extraordinar. Da. Nu vreau să ne despărțim înainte de a evoca o chestiune care este tratată radical, ori paușal, dar întotdeauna greșit. Chestiunea cenzurii. Evoci o reprimandă pe care Alexandru George, cum spui tu, mi-a tras o săpunelă strașnică când ai declarat că n-ai suferit peste măsură de pe urma cenzurii. Și spui, cenzura a reprezentat o formă diabolică de represiune intelectuală. E clar. Dar într-un fel foarte subtil, dincolo de faptul că se tăia un rând, problema este cum se instila conștiința că ești cenzurat și dorința de a publica și dorința de a spune ceva și mai departe. Cu urmări neevaluate complet nici până astăzi, pentru că fenomenul e foarte complex, de fapt. Și conchizi. Dar a fost un diavol șchiop. Asta nu ți-a putut ierta Alexandru George. Pentru că el ar fi vrut să declar că este un diavol întreg. Dar el, într-adevăr, a fost un diavol șchiop. Da, și eu ai cred, dreptate. Și eu cred că a fost un diavol șchiop. Tipul tău de personalitate, faptul că n-ai fost membru de partid, faptul că ai fost de la început și până la sfârșit în facultate, faptul că ai avut acea rubrică săptămânală pe care ai ilustrat-o cu rigorile și cu îndrăznelile de rigoare, faptul că acest lucru s-a întâmplat, relațiile tale cu securitatea, totuși felul ăsta, când am auzit prima oară cum relatez cu... Da, știu că am mai vorbit într-o emisiune, da, mai vorbit despre întâlnirile mele cu securitatea. Bine, domnul Manolescu bate câmpii, în esență. Cum adică el, un mucos, se raporta la, așa la securitate? Dar tu ai dreptate, pentru că tu ai trăit lucrurile astea. Da. Aceste lucruri s-au întâmplat, îți fac de plin creditul, așa cum l-ai povestit. Da, prin urmare, era un diavol șchiop. Nu, din fericire. Din fericire. Mai închidea un ochi, mai ațipea și cenzura și securitatea, mai avea momente din astea. Vreau să spun un lucru, îl spuneam astăzi la curs. Da, sigur că sistemul comunist a fost vinovat de cea mai mare parte a nenorocirilor care s-au întâmplat. Bun, dar ar trebui să ne gândim puțin dacă noi n-am avut și noi înșine o parte de vină. Dacă lașitățile noastre, dacă retractările noastre, dacă fricile noastre, dacă lipsa noastră de poziție, n-au jucat și ele un anumit rol. Pentru că eu am constatat, evocând niște lucruri și povestindu-le și altora, uite, zilele trecute vorbeam cu Dumitru Radu Popescu, care a fost președintele Uniunii până la Revoluție, a Uniunii Scritorilor, și care îmi spunea un lucru pe care l-am descoperit și l-am și povestit aici. Cea mai mare parte din incidentele și neplăcerile pe care le-am avut cu securitatea, cu partidul, cu nu știu ce, nu au fost provocate de regim sau de sistem, ci de colegii noștri scriitori. Adică de lipsa lor de caracter. Da, sau de inițiativele lor și de turnătoriile lor. Mie mi-a fost interzis antologia din 68 la intervenția lui Jebeleanu pe lângă Ceaușescu. Nu pentru că sistemul sau cenzura au avut vreo obiecție. Pentru că de cenzură trecuse. Trecuse.
Cartea era apărută. S-a dus Jebeleanu la Ceaușescu, i-a spus, este o carte în care toți poeții, din care toți poeții comuniști lipsesc, adică el, Beniu, Cutare și Cutare. În schimb, sunt Nichifor Crainii, Radu Gir și alții. Legionarii. În prefață eu explicam, e vorba de literatura de până în 48. Scriitorii cu operă a cărei greutate cade după, precum Beniu, Jebeleanu, dădeam numele, vor fi tratați în volumul următor, pe care nu-l fac eu, îl face nu știu cine, poezie română contemporană. Deci era foarte clar de ce nu i-am pus acolo. Nu că eu cred că Beniuc e un poet mai prost neapărat decât Nichifor Crainic. Stau în doi la fel de proști. Și oricum Jebeleanu e mai bun decât Radu Gir. Dar nu asta e problema. Problema e că n-aveau ce să caute acolo. N-a contat această chestie. Și pe turnătoria lui Jebeleanu, cartea a fost interzisă. Și a fost un scandal enorm. Păi, sau... Așa a căzut Șora de la editură. Da, păi da, el era șeful Bibliotecii pentru Toți. Publicat cartea cu gentilețea lui obișnuită și fără să gândească la consecințe, era în 68, era anul de maximă liberalizare. Numai mie și lui ni se putea întâmpla în plină liberalizare să fim interziși. Și prin acea apariție, da, în acel an de liberalizare, a pătruns cartea în biblioteca părinților mei, pentru ca să o descoper eu în 71 și astfel să citesc din poeții interbelici. Da, ca să vezi. Doi ani mai târziu, Crohmălnicianu își publica ediția a doua a literaturii române între cele două războaie mondiale, în care toți poeții care mie mi-au fost reproșați erau tratați normal, fără niciun fel de probleme, erau deja recuperați. Deci, și în momentul ăla, în 68, eu puteam să scap, dacă nu se ducea Jebeleanu să mă condamne. Și pe urmă, când presa s-a umplut de atacuri la adresa mea, cine au fost promotorii? Caraion, care n-avea cuvinte să deplore stilul meu legionaroid, moștenit de la tata. Da, da, calomnie tenace. Mă întreb și acum de unde a știut el, pentru că la data aia nu se știa. Acum știm. Acum știm că se poate discuta, dar atunci nu se știa. Era în dosarul meu de securitate o informație falsă băgată de secretarul general al universității în 59. Nu știa nimeni de chestia asta. De unde știa Caraion? De acolo. Păi de acolo. Nicolae, ni s-a dus timpul. Vă recomand această carte de memorii. Nicolae, îmi vine să te îndemn, mai scrie una. Pentru că în cotloanele memoriei tale sunt 1001 de povești. Mai am. Da, da. Să mai spun. Acum la bătrânețe mai citesc, mai scriu, ce să fac? N-am ce să fac. Am citit-o cu mare pasiune. Mulțumesc foarte mult. Și îți fac creditul că trebuie reconsiderat Ivașcu. Da. Am încercat. Îi sunt dator moralmente. Îți mulțumesc foarte mult, Nicolae. Mulțumesc și eu.